Familiile cu trei copii, dar și locașurile de cult și transportul în comun vor beneficia de plafonarea prețului la energie. Sunt câteva dintre numeroasele amendamente la Ordonanța 119 votate în plenul Senatului. Conform G4 Media, Comisiile Economice și pentru Energie de la Senat au adoptat marți un amendament pentru plafonarea la 0,68 de lei pe kilowatt, cu TVA inclus, a tarifului la energie pentru clienții casnici, care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârstă de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ pentru întreg consumul realizat. Companiile spun însă că nu poate fi aplicată această măsură pentru că furnizorii nu dețin astfel de date. Directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, Dana Dărăban, a atras atenția marți că unul dintre amendamentele aduse în comisiile raportate din Senat la ordonanța privind energia, referitor la prețul plafonat la energie pentru familiile cu cel puțin 3 copii, nu ar putea fi aplicat pentru că furnizorii nu dețin aceste date. Furnizorii nu au aceste date, la cele referitoare de consum și adresă. Va trebui să identificăm cum îi găsim, a spus Dărăban după dezbaterile din comisiile raportate pentru Ordonanța de Urgență 119 din 2022 privind energia. Ea susține că există necorelări între obligațiile producătorului și cele ale furnizorului, astfel că cel din urmă ar putea avea probleme în găsirea energiei pentru clienții finali. Problema este că există o necorelare între obligația producătorului și obligația furnizorului. Producătorul are un 70% din cantitatea disponibilă, iar furnizorul are 70% din cantitatea necesară pentru acoperirea portofoliului de clienți. Există riscul ca furnizorul să nu găsească energia necesară pe contracte bilaterale ca să acopere cei 70%. Eu nu vreau să creez panică, dar există riscul real ca furnizorii să aibă probleme. Să sperăm că optimismul membrilor din Parlament va fi confirmat de realitate, a adăugat Dărăban, relatează C4media.ro.